Salutare, brăileni de pretutindeni. Am primit o informație și am venit la locul cu pricina să verific acest lucru. Mă aflu în Brăila, bineînțeles, la intersecție cu bulevardul Cuza cu strada 1 decembrie. Acolo în față este devine strada Mihai Eminescu sau Republicii, iar de aici către Piața Mare devine 1 decembrie 1918, care vedeți că a intrat într-o reabilitare completă. S-au schimbat deja pe această parte unde mă aflu eu, adică vis-a-vis de magazinul Dunărea. S-au pus borduri mari din piatră de granit, iar pe partea cealaltă unde există și scoarul sunt borduri din ciment, bag de seamă, însă reabilitarea va fi făcută total atât pe partea pietonală, cât și partea carosabilă sau partea de circulat la mașini. Vedeți în ce stare este acum acest trotuar aflat aici pe strada 1 decembrie și pe partea cealaltă pe scoar, bag de seama că au fost scoase pavelele. Însă voi face câțiva pași pentru că am văzut că fenomenul se întâmplă pe tot parcursul acestei străzi până la Piața Mare. Eu sunt cu bicicleta, așa că voi face o tură să vedem până unde este această reabilitare. Cam asta este situația. Este bine că se face. Și vreau să priviți și bordurile care au fost schimbate. Avem și excavator aici, dar sunt și muncitorii aici în zonă și am văzut că se lucrează. Uite că de această dată mă aflu un pic mai în față la intersecție cu strada Unirii, să vedeți situația pe tot parcursul acestui trotuar, dar cred că în curând se va începe lucrările și la stradă, la partea de circulație, însă cred că momentan se vor face trotuarele sau partea pietonală. Da, am vrut să fac, să vă aduc o informație fix de la locul cu pricina. Și mergând către bulevardul Independenței, vedeți că și aici urmează a se scoate acest asfalt foarte vechi, dar momentan au fost amplasate noile borduri, care sunt foarte mari, din piatră de granit, așezate foarte frumos. Și bineînțeles că aici se unește cu bordurile din ciment, care au fost montate pe bulevardul Independenței. Iar aici pe bulevardul Independenței nu se va lucra pentru că intersecția a fost total reabilitată când s-a făcut reabilitarea bulevardului, inclusiv trotuarul pietonal cât și strada. Iar șantierul de reabilitare a străzii 1 decembrie, repet, începe dincolo către Piața Mare. O să intru și acolo pe traseu să vedem mai în detaliu lucrările de anvergură a reabilitării acestei secțiuni sau acestui segment de stradă. Și traversând bulevardul Independenței, fix aici în stânga găsim și un mini parculeț unde se chinuie să funcționeze această mică fântână arteziană. Mai răcorește un pic atmosfera. Este foarte veche, dar văd că este menținută în funcțiune fântâna respectivă. Are aici alături și un cămin de comandă, probabil pentru apa de aici, câteva băncuțe, însă reabilitarea începe cam așa. Sunt aici câțiva paleți cu borduri și de această dată bordurile sunt din ciment, nu mai sunt acele mari de granit care sunt făcute în sensul celălalt. Vedeți că s-a săpat, s-au scos vechile borduri și sunt muncitorii un pic mai în față, cât și un camion pentru a încărca tot acest moluz. Sper să vă bucure informațiile. O să merg mai în față să vedem până unde se face deocamdată acest șantier de reabilitare. Bag de seamă că pe partea cealaltă încă nu au fost scoase bordurile, dar cu siguranță va urma să fie scoase pentru că reabilitarea vine făcută complet, atât pietonal cât și stradal. Sper că ați înțeles, cam asta este situația străzii 1 decembrie în plină reabilitare,
dă-mi un like, un share, un subscribe dacă n-ai făcut-o, este totul gratuit, informații gratis de la locul cu pricina. Și ne revedem într-un video următor cu alte noutăți după plan local.